Actuala Regională începe. Bun găsit, sunt Grația Moldovan. Astăzi, doamnelor și domnilor, discutăm în această emisiune despre Jocurile Francofoniei, un eveniment extrem de important, atât cultural cât și sportiv, cu o participare extrem de importantă. Peste 80 de state și guverne ale francofoniei și peste 3500 de participanți, tineri francofoni talentați care vor participa la Jocurile Francofoniei. Dezvoltăm acest subiect extrem de important, să aflăm când se va desfășura, condiții de participare și multe alte lucruri pregătite de cei care organizează Jocurile Francofoniei, care au început, atenție, în 1989, deci ne aflăm la a noua ediție. Alături de mine, în această după-amiază, se află doamna Sandra Mavhima, coregraf șef și consilier în Ministerul Culturii. Bună seara, mulțumesc pentru participare! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. O doamnă consilier, pe lângă că este tânără, foarte frumoasă, este și coregraf. Deci o participantă, cred eu, la aceste jocuri ale francofoniei. Deci ne poate vorbi dintr-o dublă calitate și de organizator și de participant. Așadar, v-aș întreba, în calitatea de participant la Jocurile Francofoniei, ce emoții ați avut atunci când ați participat? În calitate de fost participant, am depășit, din păcate, vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Ca să deci am aflat și un criteriu de selecție și de participare, exact, cu ocazia asta. Perfect. Exact. Jocurile se adresează tinerilor, cunoscători sau vorbitori de limbă franceză cu vârste între 18 și 35 de ani, care activează, să spunem așa, în domeniul artistic. În ceea ce mă privește pe mine, ca să nu deviez încă de la subiectul de la care ați pornit, experiența pe care am avut-o în calitate de coregraf la Jocurile Francofoniei a fost o experiență unică, pentru că de obicei Școala Românească de Artă și ceea ce este și firesc, este o școală axată pe cultura vestică, pe tot ce înseamnă arta vestică Occident. Ceea ce îți oferă Jocurile Francofoniei este o deschidere și o perspectivă către cealaltă parte a globului, unde observ o varietate de expresii și forme de exprimare prin artă, care cumva par străine de noi, dar în același timp se regăsesc foarte, foarte mult în fiecare artist, pentru că e o formă de expresie spontană. Avem de-a face, cel puțin în cadrul Jocurilor Francofoniei, cu o pondere destul de mare a artiștilor veniți din zona Asiei, Orientului, zona Africii, și cumva acest melanj cultural este o sursă și un bazin de inspirație pentru cei care vin din vest. Deci anunțam și eu la început că, într-adevăr, participarea este una masivă, peste 80 de state, adică mai exact 88, 3500 de participanți, milioane de telespectatori, deci anvergura acestui, să spunem, fenomen este una foarte clară. În 1989 a fost în Maroc, acum este în Republica Dominicană Congo. Ce înseamnă această experiență a participanților români care ajung în Congo? Fiecare experiență a participanților români în fiecare țară în care a fost, au fost organizate Jocurile Olimpice, Jocurile Francofonie, a fost unică. Pentru că contextul fiecărei țări diferă. Modul în care este organizat acest eveniment în Liban a fost cu siguranță diferit de felul în care a fost organizat la Coasta de Fildeș. Ceea ce e important este că acolo se întâlnesc grupuri de artiști și că artiștii conviețuiesc și stau în același loc cu sportivii. Și pe o perioadă de 10 zile, aproape 2 săptămâni, se întâmplă o efervescență și un schimb permanent de informație, de culturi, de idei între sutele de artiști care se află acolo. Un fel de olimpiadă, am spune așa, nu? O conviețuire ca în satul olimpic. Este, se construiește un sat, să spunem așa, se construiește un cartier în care locuim toți, locuiesc toți, și în perioada asta de timp, 19-28 august, aproape, aș spune, 2 săptămâni cu tot, cu drumul și cât mai punem la socoteală, se construiește o energie unică, unică, care nu cred că o putem, nu poți identifica în evenimente similare și festivaluri din. Apropo de calitatea de fost concurent, participant la Jocurile Francofoniei, în ce perioadă ați fost, unde ați fost și cu ce rezultate v-ați întors pentru a da un imbold actualilor tineri francofoni talentați care vor participa la Jocurile Francofoniei din Republica Dominicană Congo?
Eu am fost în Liban. A fost pentru prima dată când dansul România a aplicat la dans creație. O experiență unică pentru că totuși în 2009 zona coreografică și a turneelor, cel puțin al artiștilor tineri, era destul de limitată. Nu exista Facebook, nu exista YouTube, nu avem așa de multe informații ca să ne putem da seama ce înseamnă la 20 de ani, 19-20 de ani, un turneu, să spunem. Problemele pe care noi le-am întâmpinat ca artiști români acolo au fost de ordin tehnic, pentru că am avut surpriza ca Liban să beneficiem de o sală extrem de utilată, cu un echipament extraordinar din toate punctele de vedere, echipă tehnică extrem de bine pregătită. Noi nu am fost atât de pregătiți pentru că nu ne așteptam să fie un nivel atât de ridicat. Bun. Ce discipline ar fi incluse în Jocurile Francofoniei în această ediție a noua? Este o întrebare. Pentru că dumneavoastră veniți din zona aceasta de artă, de dans, de coreografie. Bănuiesc că sunt și alte discipline. Pentru cei interesați, să le facem cunoscute acum. Da, ele sunt un pic organizate, un pic altfel de cum suntem noi obișnuiți. Sunt artele stradale, care includ disciplinele hip-hop, marionete, gigant și jonglerie cu mingea. Avem artele vizuale, care implică pictură, sculptură, instalație, fotografie. Artele spectacolului, care se referă la creație și interpretare muzicală. Povești și povestitori, dans de creație, literatură și creație digitală. Cam astea sunt disciplinele la care artiștii români se pot înscrie. Bun, unde am putea să ne integrăm noi, tinerii francofoni iubitorii și tinerii talentați din România? Participăm la toate disciplinele sau alegem acolo unde credem că putem avea succes? Pentru că am anunțat încă de la început, această competiție nu e doar una sportivă, este și una culturală și, așa cum a spus, printre discipline, când vedem arte stradale, deja ține de cultură, când vorbim de zona de sport, arta spectacolului și arte vizuale, creație digitală, literatură. Deci se îmbină foarte bine sportul cu cultura. Și atunci vă întreb, unde participă sau cum se pot înscrie tinerii, încotro se îndreaptă, către ce discipline? Unde suntem mai talentați, cu alte cuvinte, pe scurt? Suntem talentați peste tot. Avem o groază de artiști buni, talentați, cu idei noi și care se integrează foarte bine în criteriile cerute de organizatorii Jocurilor Francofoniei. Toate informațiile sunt pe site-ul cultura.ro. Poate aparent aplicația ar părea un pic dificilă, dar nu cred că ar trebui să reprezinte o piedică procedura, chiar dacă sunt documente care poate în momentul aplicației mai lipsesc sau sunt incomplete. Noi vom reveni cu cereri de completări, Ministerul Culturii s-a arătat pentru acest proiect o deschidere foarte mare. Deci, practic, artiștii care activează în toate domeniile enumerate pot să se înscrie la orice disciplină. Singura condiție este să aibă între 18 și 35 de ani și să fie... Să mai zăbovim puțin pe criteriile de selecție dincolo de criteriul de vârstă. Ce alte criterii mai sunt incluse și chiar obligatorii pentru a participa la Jocurile Francofoniei ediția noua? Ceea ce înseamnă originalitate, tot ce înseamnă inovație stă cumva la baza selecției. Deci căutăm artiști cu viziuni noi, curaj, spontaneitate, e important că ei să poată să fie capabili să creeze și în timp real, pentru că cel puțin în cazul sculpturii, picturii și fotografiei, pe lângă lucrurile pe care ei le trimit și participă efectiv în concurs, mai au de realizat în timp, în cadrul unor ateliere, o lucrare care să reflecte, nu știu, ideile pe care ei le-au acumulat în perioada în care au stat în acest campus. Deci cumva este necesar să se poată, să poată și crea într-un timp dat, într-un timp organizat. Aici vorbim de cei care provin din artele vizuale. Pentru creație digitală, literatură, lucrurile sunt cumva mai așezate. Adică creațiile pot fi deja prezentate, doar deja construite și doar prezentate. Artele stradale, ca toate artele vii, necesită prezență spontană. Ei trebuie să fie dispuși și capabili să improvizeze, cel puțin atunci când vine vorba de hip-hop și jonglerie cu mingea, pentru că este competiție unul la unul, așa cum vedem battle-urile. Deci, practic, ei trebuie să demonstreze de fiecare dată că pot să aducă ceva mai bun decât adversarul lor. În cazul marionetelor giganți, aici referirea se face la tot ce înseamnă spectacole stradale, care includ marionete cel puțin sau păpuși construite la o dimensiune similară cu înălțimea umană, artele spectacolului, dans,
presupune, evident, o creație construită anterior sau chiar dacă este într-o formă preliminară, ea poate fi trimisă în forma preliminară ca o idee de ce urmează a fi dezvoltată conform criteriilor prezentate, durata de 3 minute în senzație în regulament, urmând ca ea să fie dezvoltată și îmbunătățită până în 2020. Doamna Coregraf, dar vă întreb un lucru. Chiar noi suntem undeva mai buni sau mai slabi pe aceste domenii important? Pentru că cum la Olimpiadă am făcut în trecut, că acum nu mai facem, o figură frumoasă în gimnastică și eram văzut foarte bine, ceea ce nu se mai întâmplă de ceva timp și datorită accidentărilor, am urmărit cu toții Olimpiada și am văzut ce s-a întâmplat acolo, dar cu toate acestea rămânem un etalon măcar prin ce a fost în trecut, prin Nadia Comăneci și așa mai departe. Școala mai de gimnastică a mai scăzut foarte mult. Vă întreb, noi aici pe partea asta de jocuri ale francofoniei excelăm undeva? Putem pune probleme, să spunem, concurenței sau nu? În mod evident, rezultatele României au fost la arte vizuale. Deci, pictura și fotografia au fost disciplinele care au primit bronzul și medalia de argint. Păi e bine, e bine. Din păcate, nu am reușit, România nu a reușit să participe în fiecare an la toate disciplinele. Singurele discipline la care am participat au fost o singură dată la dans, pictură, sculptură, fotografie, în rest. Ele se schimbă, aceste discipline, de la ediție la ediție, deci cumva n-aș putea să vă dau o cronologie a felului în care au evoluat disciplinele, dar eu zic că... Deci, cu alte cuvinte, de la ediție la ediție, vă întrerup puțin, dispar unele discipline, apar altele. Exact. E un lucru foarte interesant pentru că dă o anumită dinamică, nu, a acestui, să spunem, eveniment, și atunci apar tot timpul și concurenți noi, dacă ne mai auzim, sper că mai sunteți alături de noi. Da? Da, este o dinamică care... Da, v-am auzit să întreb un pic. Este o dinamică care ține cumva și de ceea ce se întâmplă în ediția respectivă, în ediția anterioară, pentru că vorbim totuși de jocurile francofoniei care nu au doar o componentă a competiției, au și o componentă socială și cumva ceea ce se întâmplă în societate, disciplinele care apar în artă, ele cumva, chiar dacă sunt în formă experimentală, cum a fost anul în ediția trecută, dezvoltarea durabilă, da? Dezvoltarea durabilă și referirea la tot ceea ce înseamnă ecologie, a ținut cont și de o necesitate care exista în momentul respectiv în societate. Anul acesta nu mai regăsim. A apărut mai pregnant creația digitală. Evident că este clar de ce creația digitală, pentru că trecem o perioadă în care... IT-ul este la mare putere, da, și suntem dependenți de tehnica aceasta și atunci creația digitală și are cu adevărat locul ei aici. Vreau să vă întreb, pentru că am vorbit de contextul jocurilor, am vorbit de, să zic așa, criteriile de selecție, de participarea românească până acum și ne-a spus doamna coregraf despre medalii de aur și bronzul, lucru extraordinar. E bine, cred că ar trebui să vorbim și despre calendarul selecțiilor la Jocurile Francofoniei ediția noua și e important să ne spuneți câteva date, chiar cu rugămintea de a fi puțin mai, să spun, clară în a ne a trimite pe cei care sunt doritori unde să vă găsească, pe ce adresă să intre, cum să procedeze efectiv, pentru că s-ar putea în urma acestei emisiuni foarte mulți tineri doritori să vină către dumneavoastră. Toate informațiile sunt pe site-ul Ministerului Culturii, cultura.ro. Acolo, la search, la butonul de căutare, dacă dau apel, notează apel Jocurile Francofoniei, vor găsi anunțul preselecției, unde sunt atașate toate documentele care trebuie completate. Mai sunt foarte puține zile, termenul de înscriere și trimiterea dosarelor este 15 august, vineri. Și până atunci sperăm să avem cât se poate de multe candidaturi și cât de mulți și cât mai mulți artiști care să aplice. Documentele toate sunt pe site, toate informațiile și criteriile sunt pe site. Orice informație suplimentară și orice întrebare o pot lansa la adresa Jocurile Francofoniei 2022@arondcultura.ro.
Cam aici ar, aici ar găsi tot. Păi și noi invităm cu această ocazie pe toți cei care doresc, care se încadrează în aceste criterii de selecție foarte clare, să intre pe site-ul Ministerului Culturii și acolo vor găsi toate informațiile pe care, sigur, cu amabilitate și doamna Sandra Mafhima ni le-a dăruit. Pe de altă parte, dacă ar fi să gândim că acest eveniment este o șansă unică pentru acești tineri francofoni talentați, care îmbină foarte frumos sportul cu cultura și care se luptă de la egal la egal cu o concurență deloc slabă a unor țări puternice, cu tineri la fel de talentați, de ce am zice că este o șansă unică de participare și de ce nu, dacă este încununată această participare și cu o medalie de aur, ce ar însemna pentru viitor, pentru acel tânăr, ce rampă de lansare ar însemna aceasta? Fiecare, deci fiecare premiu, să spunem așa, fiecare medalie conține un premiu ascuns. Premiile sunt anunțate de organizatori în momentul derulării ediției, adică în perioada de derulare a Jocurilor Francofoniei, nu sunt anunțate anticipat. De exemplu, în perioada în care am fost în Iban, știu că câștigătorul medaliei de argint a primit, cred că, o excursie sau un schimb de experiență în Canada. Au fost, de asemenea, premii care, nu știu, au fost premii invitații de a expune în anumite locații. Unii artiști au beneficiat de posibilitatea de a-și vinde lucrările, au fost lucrări care au fost cumpărate. Bineînțeles că stă și în responsabilitatea țării care își trimite artistul acolo și se întoarce cu medalii, să beneficieze și de vizibilitate în țară și să aibă șansa de a cumva continua ceea ce face, pentru că totuși Jocurile Francofoniei sunt un eveniment care are loc în cealaltă parte a lumii, iar artiștii se întorc în România după ce primesc aceste mici premii și cumva și aici trebuie găsite formule de a-i ajuta și a le crea vizibilitate. Ceea ce se întâmplă în momentul acesta, parteneriatul cu TVR, evident că este una dintre pârghile mari de vizibilitate, care va fi probabil alături de noi și după. Și sperăm să vă întoarceți de acolo cu foarte multe rezultate. Cine este coordonatorul, să spunem, al Jocurilor Francofoniei din partea României? Demeter Andraș, secretarul de stat Demeter Andraș, este responsabilul național pentru portofoliul cultural al României și cabinetul secretarului Demeter Andraș, compus din mine și Ernest Fazekas, suntem cei care încercăm. Deci cu domnul secretar de stat urmează după aceste jocuri să facem o emisiune, să aflăm rezultatele și cu siguranță ele vor fi foarte bune. La nivelul acesta mondial, să zic așa, cine este organizatorul Jocurilor Francofoniei, dacă stăm să ne gândim că ele au demarat în 1989, suntem în 2021. Deci ele au avut o cadență bună, au funcționat foarte bine și nu se vor opri cu siguranță aici, prin implicarea atâtor state și guverne ale francofoniei, fără doar și poate acest eveniment nu se va opri niciodată. Siguranță, probabil el va merge. Sunt foarte multe state francofone. Din păcate sau na, întâmplarea face ca limba franceză să nu fie atât de pregnantă în România în ultima perioadă. Știm cu toții că România a avut o istorie... Din păcate, pentru că am fost o țară foarte apropiată de, să spunem, cultura franceză. Suntem și în continuare, dar parcă s-a pierdut puțin din această... S-a pierdut. Da, limba franceză a rămas și este. Și atenție pentru telespectatori, să spunem că Jocurile Olimpice viitoare vor fi chiar organizate de Franța. Exact. Legăturile se fac în timp și vor rămâne. Așa că Jocurile Francofoniei sunt organizate de Comitetul Internațional al Jocurilor Francofoniei, care e un organism subsidiar Organizației Internaționale a Francofoniei. Și cum ați bine spus de la început, e vorba de o organizație care are sub umbrela sa 88 de state și un circuit intern de călătorie, să zicem așa, al artiștilor foarte mare. Deci beneficiul cel mai mare al participării este această integrare în acest circuit, această rețea a artiștilor care activează în zonele francofone și care poate fi un început promițător, bun și plin de inspirație pentru un artist tânăr. Cred că ne mai încadrăm la o ultimă întrebare și un ultim răspuns. Credeți că în această perioadă de pandemie traversată la nivel mondial, aceste jocuri să fie oarecum
stopate în anvergura lor, în dorința tinerilor de a se manifesta, sau din contră va fi o refulare a lor și o manifestare efectivă pe scenă pentru a da tot ce e mai bun, pentru că au stat fiecare acasă, s-au antrenat sau nu, în funcție de cum, în ce zonă s-au aflat roșie, în ce țară s-au aflat cu probleme de COVID mai grave sau mai ușoare. Deci va fi o refulare sau va fi ceva nepregătit cu tineri care n-au avut timpul necesar să-și pregătească arsenalul? Cred că va fi, nu știu neapărat dacă cuvântul refulare este cel mai potrivit cuvânt, va fi poate un moment de procesare și analiză a ceea ce s-a întâmplat și a ceea ce poate deveni arta pe care ei o creează, cum poate arta și forma de artă din care fac parte să supraviețuiască într-un context care devine hibrid, în care jumătate din existență se petrece online, jumătate din existență, să spunem bine, ar fi jumătate în partea fizică. Cum artele și domeniile live din care noi facem parte se pot mula și face față acestui context în permanentă schimbare. Nu știu dacă este mai mult o refulare. Cred că vom avea parte de foarte multe întrebări, foarte multe comentarii artistice la problemele sociale, la ceea ce se întâmplă în lume. Cum spuneam, jocurile francofonie sunt un barometru pentru ceea ce se întâmplă în societate. Și artiștii care vin acolo și se exprimă de obicei cumva ating teme sociale, teme de importanță politică. Și uneori chiar creează mici, în cazul nostru, cum a fost la Liban, s-au creat mici dispute diplomatice pe tema unor lucrări care contraziceau sau atacau într-un fel sau altul deciziile unor guverne, modul în care societatea din care făceau parte era tratată. A fost o reală plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Din păcate, timpul s-a scurs foarte repede, dar toate informațiile le-am prins și cei de acasă le-au înțeles foarte clar. Invităm pe această cale să participe la Jocurile Francofoniei, foarte importante, o rampă de lansare extrem, extrem de importantă la nivel mondial. Bon șans, să spun așa, dacă doamna Sandra Mavhima, coregraf șef și consilier Ministerul Culturii, este de acord, cu siguranță este de acord. Sunteți? Bon șans la România. Bon șans la România. Mulțumesc foarte mult. Trecem la subiectul 2 de astăzi și discutăm despre evenimentul de duminică, un eveniment extrem de important pentru ortodoxie, pentru creștinii ortodoxi din România. 4 zile ne mai despart de una dintre cele mai importante sărbători pentru creștini. Adormirea Maicii Domnului la Mănăstirea Nicula se fac ultimele pregătiri pentru primirea pelerinilor. Este unul dintre cele mai mari pelerinaje din țară. Oameni din toată România vin aici an de an să se roage la icoana făcătoare de minunea Fecioarei Maria. Important pentru credincioși este că anul acesta se vor ține și procesiunile. Vedem materialul realizat de colega mea, Mădălina Vlășceanu, și eu vă urez o seară plăcută în continuare. Biserica noastră are motive să o preacinstească pe Maica Domnului. Pomenesc 3 motive importante. Primul e acela că Maica Domnului e născătoare de Dumnezeu. Acesta e motivul principal pentru care o preacinstim. Cu toții și poporul. Am mai amintit aceste cuvinte care izvorăsc din inima poporului. Scară dacă nu era, Domnul nu se pogora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori, tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Deci primul motiv pentru care o preacinstim pe Maica Domnului este că ea este născătoare de Dumnezeu. Al doilea motiv teologic pentru care o preacinstim pe Maica Domnului este acela că ea e pururea fecioară. Fecioară înainte de naștere, fecioară în timpul nașterii și fecioară după naștere. Lucrul acesta este subliniat și de prorociile Vechiului Testament, de fapt, prorocul Ezechiel, de pildă, într-o paremie, tocmai de la vecernia
praznicului adormirii Maicii Domnului subliniat acest lucru, cu poarta dinspre răsărit a templului care rămâne deschisă, care rămâne închisă pentru totdeauna, pentru că Domnul Dumnezeul lui Israel a trecut prin ea. Deci, primul motiv e că Maica Domnului e născătoare de Dumnezeu, al doilea motiv că e pururea Fecioară, pururea Fecioară, și al treilea motiv pentru care o preacinstim pe Maica Domnului e acela că ea e mai presus decât toate făpturile, și cerești și pământești. În axionul Maicii Domnului, subliniem acest lucru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, e mai cinstită și decât făpturile cerești și decât cele pământești. Și atunci, aceste trei motive și multe altele ne dau nouă temei ca să o preacinstim pe Maica Domnului. Întotdeauna să-i aducem cântările noastre de laudă, dar în mod special acum la sărbătoarea adormirii ei și troparul adormirii Maicii Domnului rezumă, sintetizează aceste motive. Îl repet, într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Așa că o sărbătoare frumoasă, binecuvântată, plină de har, le dorim tuturor creștinilor. Am încercat ca și anul trecut ca celebrările să le repartizăm în așa fel încât credincioșii să poată veni pe rând. Adică va fi liturghie oficiată de episcop, de preasfințitul Macarie, vineri, va fi liturghie oficiată de episcop sâmbătă de către preasfințitul Benedict, iar în ziua praznicului, duminică, voi oficia liturghia eu. Așa că oamenii, dacă doresc, pot să se repartizeze pe cele trei zile și să nu fie o aglomerare prea mare. Oricum, credem că Dumnezeu ne ocrotește. Credem că ne ocrotesc rugăciunile Maicii Domnului, a cărei icoană făcătoare de minuni, repet, este la Nicula. Și avem încredere că aceste rugăciuni ne vor proteja și pe noi. Îl rugăm pe Dumnezeu ca la intervenția Maicii Domnului să le dea oamenilor multă liniște și pace, să le aducă în suflete bucurii și celor prezenți și celor dragi pe care îi vor lăsa acasă și pentru care se vor ruga la Sfânta Mănăstire de la Nicula. Credem că lucrul acesta se va întâmpla. Oricum, pelerinii, după ce au reușit să meargă la mănăstire la Nicula, în cântecele lor tradiționale, spun lucru următor. Maică, Tu ne-ai ajutat. De-am făcut ce ni s-a dat. Ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul. Încărcați de a ta iubire, plecăm de la mănăstire. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință. Niciodată nu-mi uita, Marie, dragostea ta, ci ne vom ruga mereu la Maica lui Dumnezeu. Și alte cântece de genul acesta. Deci, considerăm că și acum sufletele închinătorilor care vor veni la mănăstire la Nicula vor fi
pline de liniște, pline de pace, pline de binecuvântare. Și vor găsi ceea ce caută ca să meargă la casa lor liniștiți, împăcați și fericiți.